Pe simezele galeriilor cromatic au fost expuse lucrări semnate de 6 elevi ai Liceului de Arte Marin Sorescu din Craiova, tema centrală fiind, cum altfel, mama. Lucrarea reprezintă mama Angelica, mama care are grijă de copil și care îl protejează de fiecare dată când face o prostie sau așa, de la începutul nașterii până la evoluția acestei. Iar acesta este îngerul mamelor, mamelor care au grijă de copiii lor și le oferă darul de a avea protecția asupra copiilor și de a putea să-i educe și să le ofere grijă, confort și ceea ce reprezintă o mamă căldură. Am vrut să dau exemplu mama mea. Mama mea o iubesc foarte mult și asta a fost tema. Având chipul ei în minte, am creat ca un fel tablou să fie și despre privirea ei caldă, rece, iubitoare, în același timp având și copilul. Pentru că copilul este lucru pe care l-a creat, pe care îl iubește cel mai mult. Expoziția 8 martie, în emoții și culori, reunește lucrări realizate de 58 de copii, dintre care 40 cu vârstă între 6 și 12 ani. Se spune că bărbatul ar fi capul familiei, dar acolo unde un bărbat e puternic înseamnă că este în spatele lui o femeie și mai puternică. Înseamnă delicatețe, înseamnă frumusețe, înseamnă creativitate, înseamnă spontaneitate, dar înseamnă ceea ce este mai important pentru noi toți, continuarea vieții. Alături de tinerii expozanți au fost și artiști de la Asociația Seniori Art Craiova. Cei din urmă consideră că viitorul sună bine dacă vorbim de artiști plastici. Lucrări extraordinare, parcă niciodată n-am văzut atât de multe lucrări bune în această sală de expoziție. La cea de-a doua expoziție, 8 martie, femeia, inspirație artistică, au putut fi admirate lucrări de grafică, pictură și sculptură realizate de artiști plastici, majoritatea licențiați sau studenți, la facultățile de artă din București, Craiova și Alba Iulia. Am fost solicitați de cei care iubesc frumosul, atât din spațiul nostru craiovean, cât și din Constanța, din Sebeș și alte localități și chiar până o solicitare am avut chiar din Africa și avem exponate și de peste hotare. Așa întâmpinăm Ziua Femeii de 8 martie pe meleaguri craiovene. Am numai cuvinte de laudă pentru elevii mei, progresează, au realizat lucrări frumoase, majoritatea sunt desigur reproduceri, sunt la început, au vârste cuprinse între 6 ani jumate și 12 ani. Expozițiile vor rămâne deschise până pe 31 martie 2023, de luni până vineri, între orele 9-16, la Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Dolj. Intrarea este liberă.